Un tânăr în vârstă de 21 de ani din municipiul Orăștia a fost găsit fără suflare pe o stradă din oraș. Oamenii legii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind vorba despre o moarte suspectă. Trupul bărbatului a fost preluat de medicina legală. La data de 22 aprilie 2024, în jurul orei 18:30, poliția municipiului Orăștia a fost sesizată de către o persoană cu privire la faptul că pe strada General Zărnescu din municipiul Orăștie se află o persoană căzută în stare de inconștiență. Polițiștii ajuns la fața locului au constatat că este vorba de un tânăr de 21 de ani din municipiul Orăștie și în continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la decesul tânărului. Cadavrul a fost preluat și transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara în vederea efectuării necropsiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind vorba despre o moarte suspectă.